În acest studiu, care are o durată de 6 luni, jumătate dintre participanți vor mânca 2 ouă pe zi, iar rezultatele lor medicale vor fi comparate cu cele ale pacienților din grupul de control care nu vor mânca ouă în perioada menționată. Voluntarii din ambele grupuri vor fi testați pentru memorie, raționare, fluență verbală și atenție. Un declin al acestor 4 factori se traduce într-un risc major de apariția demenței în a doua jumătate a vieții. Ouăle reprezintă una dintre cele mai bune surse de antioxidanți, luteină și zeaxantină, care, potrivit unor studii precedente, au capacitatea de a ameliora funcțiile cognitive. Cercetătorii de la Universitatea Tufts din Statele Unite se așteaptă să observe o creștere semnificativă a funcțiilor mentale în grupul de voluntari care primesc ouă.